Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni și dragi telespectatori ai postului de televiziune Cluj AM.ro. Astăzi, o nouă ediție a emisiunii Să vorbim despre. Așa cum ați văzut pe burtieră, astăzi vorbim despre proiectul CHARMS. Acest proiect CHARMS este un proiect Erasmus, care aduce împreună două mari instituții de profil muzical, și anume Colegiul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoca și Facing Music School Budapesta. Disciplina abordată este muzica de cameră. Iar mai multe informații le vom afla pe parcursul emisiunii. Am alături de mine pe doamna director al Colegiului de Muzică Sigismund Toduță, pe doamna Iacob Hilda, căruia îi spun bine ați venit la noi în studio, sau bine ați revenit. Găsit. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Care ne va vorbi despre acest proiect și de ce este important să vă informăm cu privire la el. Doamna director, în primul rând, felicitări pentru munca pe care o depuneți în liceul dumneavoastră, pentru că a face cultură, a educa copiii în spiritul ăsta este atât de rar întâlnit în ziua de astăzi. Da, așa este. Și cu atât mai mult în această perioadă grea prin care trecem nu noi, ci întreaga omenire, da, cu atât mai mult am considerat că merită să vorbim despre ceea ce facem noi în ciuda pandemiei, da, poate și ca un exemplu de curaj și de reziliență. Nu în ultimul rând. A fost foarte greu în perioada pandemiei anul trecut, când acest studiu față în față între profesor și elev nu a fost posibil. Da. Aș vrea să dau timpul puțin înapoi și să vă spun că în momentul în care s-au închis școlile în martie 2020, noi ne pregăteam să scriem un proiect Erasmus și sigur că prima reacție a fost: ce sens mai are? Și tocmai acest lucru ne-a dat putere să îndrăznim totuși să scriem un proiect Erasmus, pentru că ne-am gândit că pandemia se va termina și credem în continuare că pandemia se va termina. Și știți cum se spune, că să nu dai putere unor lucruri. Adică nu dăm putere pandemiei asupra acțiunilor noastre. Și viața nu se oprește. Așa este, așa este, și cu siguranță, cum le spun și elevilor și colegilor mei, există viața muzicală și există Colegiul de Muzică și după pandemie. Așa că ne-am înhămat cu colegele din echipa de proiect, de scriere a proiectului, și după o muncă asiduă, grea, tocmai pentru că nu mai puteam să colaborăm decât online, am scris proiectul și cu bucurie am aflat după câteva luni că a fost câștigat acest proiect în valoare de 61.000 de euro. De ce muzică de cameră? De ce muzică de cameră? Pentru că am mers așa treptat spre a identifica acele zone, acele nevoi educaționale care de-a lungul timpului s-au cernut, ca să spunem așa, și am dorit să continuăm pe linia primului proiect Erasmus care s-a derulat la noi în colegiu în perioada 2017-2019, când nevoia cea mai acută a fost aceea de a revitaliza și de a relansa ceea ce înseamnă disciplina orchestră. Așa că cumva a venit de la sine noua idee a proiectului, aceea a muzicii de cameră, însemnând asta pentru ascultătorii și publicul care ne urmărește, grupuri de instrumentiști, da? 2, 3, 4, 5 copii sau muzicieni care cântă împreună.
astfel încât să putem să avem posibilitatea să includem în proiect tot așa un număr semnificativ, de fapt numărul maxim de elevi care poate fi inclus, și anume 25. Iar dacă adăugăm și cei 25 elevi ai partenerului de data aceasta de la Budapesta, iată că beneficiarii direcții ai proiectului sunt 50 de copii. Muzica de cameră este în zilele noastre tot mai mult ridicată la rang de egalitate vis-a-vis de alte direcții de carieră ale muzicienilor, fie ele instrumentist solist, nu, dacă ești foarte valoros, sau instrumentist într-o orchestră filarmonică sau de operă. Și această pregătire pentru cântatul împreună în formațiile camerale întregește profilul și completează profilul de muzician al unui absolvent de liceu, inclusiv de Academie de Muzică, oferindu-i o mai mare diversitate a ulteriora posibilelor angajamente pe care să le aibă. Da, este mai ușor de întreținut, între ghilimele spun acum, o formație de cameră, o echipă formată pentru muzică de cameră, decât o orchestră. Este adevărat. Mobilitatea e mult mai ușoară și istoria muzicii are un repertoriu fabulos și pe acest domeniu, astfel încât, credeți-mă că entuziasmul a fost grozav în momentul în care am anunțat că proiectul a fost câștigat. Copiii deja întrebau când se va face selecția, cum va fi, ce va fi, unde se va merge, așa că s-a creat așa o emulație și ne-am dat seama că prin faptul că am câștigat proiectul nu i-am dezamăgit, pentru că în momentul în care s-a terminat primul proiect, ei deja întrebau când va fi următorul, așa că nici nu s-a pus problema ca noi să nu continuăm, așa cum acum, în perioada care urmează, deși acesta este încă în derulare, deja începem să gândim mai departe și să nu se creeze o ruptură în acest lucru. Oricum, felicitări, pentru că e o muncă titanică. Este. Spuneți-mi, ce le-ați răspuns la copii când v-au întrebat cum o să fie selecția, cum o să decurgă? Ei știau cam în ce va consta, așa ca și data trecută, sigur că trebuia să fie o probă instrumentală, au avut de pregătit și din repertoriul pe care noi urma să-l derulăm și, fiind un proiect internațional, un interviu în limba engleză, pentru că limba de derulare și de desfășurare a proiectului este limba engleză. Anul trecut, vremurile au fost cum au fost, din păcate, până la urmă am ajuns în online și prima reacție este aceea de blocaj. Cum ne vom desfășura, cum anume vom face selecția online? S-a întâmplat și acest lucru, copiii au trimis înregistrări, interviurile s-au realizat pe platforma Classroom pe care noi o utilizăm și în predarea online la clasă, astfel încât până la urmă s-a putut. Și-au trimis documentele de înscriere online și au fost mulți și văzând cât de mulți sunt, ne-am hotărât și bine am făcut să avem și rezerve numeroase. Rezerve care, în afară de rolul lor de rezerve în caz de situații neprevăzute, vor putea să fie implicați în cea de-a doua mobilitate care va avea loc în primăvară, atunci când elevii de la școala parteneră din Budapesta sperăm că vor reuși să vină și ei la Cluj, și atunci noi vom putea în egală măsură să implicăm pe toți cei 38 de elevi pe care i-am admis, nu doar 25. Și în ce constă un astfel de proiect? De data aceasta, noi ne-am propus câteva obiective în acord cu
ceea ce își dorește Uniunea Europeană vis-a-vis de finalitățile acestor tipuri de proiecte cu fonduri europene nerambursabile. Sigur că în prim plan stă dezvoltarea și aprofundarea deprinderilor de a cânta în formații mici, de a învăța cum să te asculți, cum să te acordezi, cum să ieși pe scenă și așa mai departe, da? Sunt niște competențe puțin diferite de cele de a cânta singur, când tu îți gestionezi singur ceea ce ai de făcut, dar aici trebuie să te pui de acord, nimeni nu este șef într-o formație camerală. Și lucrul acesta până la urmă face ca din ideile fiecăruia, sigur că sub supravegherea și sub îndrumarea profesorilor, învață să își stabilească standarde mai ridicate, să înțeleagă rolul fiecăruia și sub aspectul limbajului muzical. Pe de altă parte, ce înseamnă munca în echipă, nu-i așa? Ce înseamnă, să spunem, profesionalismul și atitudinea pe scenă, înainte și după ce ieși de pe scenă? Ce înseamnă viața de muzician? Pentru că o să vă povestesc imediat ce a însemnat, de fapt, toată acea perioadă de derulare. Dar, pe de altă parte, ca să vă mai adaug câteva dintre obiectivele proiectului, ele se referă și la componenta umană. Pentru că muzicianul nu este doar un instrumentist în sine, ci el se adresează publicului și el trebuie să poată să devină atât de flexibil încât, da, să se gândească că va cânta într-o sală de concert pe o mare scenă adresându-se publicului larg, dar pe de altă parte să nu uităm și componenta educațională a muzicii, aceea în care te adresezi celor care nu cunosc muzică și vrei să-i ridici la un alt nivel și nu în ultimul rând la componenta, dacă vreți, terapeutică a muzicii, aceea în care prin muzică atragi, incluzi categorii defavorizate. Dacă am atins acest subiect, o să rog regia să ne pună prima piesă muzicală pe care am pregătit-o. Foarte frumos, foarte impresionant ceea ce s-a întâmplat acolo, în acea sală de sport. De la, când ne spuneți,
unde a fost această înregistrare. Este prima ieșire pe scenă din cadrul mobilității care a avut loc la o școală din sectorul Cepel al Budapestei. Este o școală care are ca și componentă foarte importantă aceea de incluziune a copiilor din medii defavorizate. După cum ați văzut, ei nu aveau o sală festivă și mini-concertul a fost susținut în sala de sport. Copiii cu nevoi speciale, da, cum se numesc copiii cu CES, sau copiii din familii cu stare socială modestă, care au participat la acest concert și nu vreau să vă spun la final cât de entuziasmați au fost și cum au aplaudat și cum s-au dus să vadă fiecare instrument de aproape. Pe de altă parte, n-a fost întâmplător aleasă această școală pentru că partenerul nostru, Foșan Garpad, Școala de Muzică Foșan Garpad din Budapesta, au ei înșiși un program prin care oferă ore de muzică și ore de specialitate de instrument muzical sub formă de burse pentru copiii din această școală, iar copiii care după un an de zile demonstrează că doresc să studieze acest domeniu, sunt transferați și studiază la școala respectivă de muzică. Așa că ei știau și deja aveau oarecum obișnuința aceasta a concertelor educative, ca să spunem așa. Elevii noștri, într-o primă fază, nemai fiind expuși la astfel de evenimente, au avut o reținere. Oare se va înțelege? Vor înțelege copiii ceva din ceea ce le cântăm? Dar efectiv simțeai în aer acea energie și acea comunicare de la muzicieni la spectatori și în sens invers, astfel încât această idee a acțiunilor caritabile și a activităților de voluntariat până la urmă au atins și acea componentă umană foarte importantă pe care școala nu este permis să uite că are, de a o transmite și de a o forma în elevii ei, indiferent despre ce școală vorbim. Este impresionant ceea ce ne spuneți și mai ales impresionant cu câtă dăruire ne povestiți despre asta. Da. E o deformație profesională. Ce înseamnă pentru dumneavoastră personal acest proiect? Eu n-am crezut că mă voi implica atât de mult cât se pare că o fac, pentru că mai trecusem deja printr-un proiect Erasmus și știam că este o muncă titanică. Dar pe de altă parte am simțit că echipa are nevoie de mine, pentru că atâtea semne de întrebare și atâtea nesiguranțe câte se datorează acestei perioade cumva ne-au făcut să ne temem și să uneori chiar să ne pierdem motivația. Însă profesorul trebuie să fie un exemplu pentru elevi, așa că ne-am postat în față și braț la braț cu elevii nu ne-am lăsat. Poate că îmi permiteți să vă povestesc așa foarte pe scurt în ce a constat de fapt mobilitatea. Mobilitățile de acest tip se desfășoară pe durata 8 zile. Și sigur că înainte am avut întâlniri cu partenerii de la Budapesta și am stabilit foarte detaliat cine, ce, unde și când se va deplasa și ce anume vom face și ce anume vom urmări prin fiecare activitate. Fac o paranteză, directorul școlii Foșang de la Budapesta este fost elev al Colegiului de Muzică din Cluj. Așa că lumea este mică, da. Și ne-am întâlnit întâmplător, deci nu am plecat de la premisa îl cunosc pe cutare și facem cu ei un proiect. Nu așa, noi am identificat școala, ne-am adresat lor, uite, am văzut că aveți aceste preocupări și când ne-am dat seama că de fapt suntem din aceeași mare familie a muzicienilor Colegiului de Muzică și mai mult decât atât am făcut vioară cu același profesor, eu și cu directorul, am spus, wow, iată, a fost scris să facem acest lucru.
Programul a inclus, ca să revin la activitățile de la Budapesta, am avut două astfel de concerte educative. Unul ați văzut mai devreme fragmentul, iar celălalt la Casa de Cultură din sectorul 21, care se numește Cepel, unde tot așa au venit elevi de la școlile din sector. După aceea am avut o deplasare la Eger, la școala de muzică de acolo, unde am fost primiți extraordinar și unde am avut un concert cu adevărat, să spunem, de ținută de concert și copiii au fost foarte încântați. Am vizitat și orașul și cetatea vestită, cetate de la Eger. Și nu în ultimul rând, am avut un concert de gală înapoi la Budapesta, concert la care au participat și oficialități, iar concertul a fost transmis live. De asemenea, programul a inclus, în afară de repetiții comune cu colegii, cu copiii de la Budapesta, s-au desfășurat și niște cursuri de maestrie cu două personalități ale vieții muzicale ungare, profesorul de vioară, violonistul de talie internațională Balogh Ferenc și pianista profesoară de talie internațională Gabos Judit. Să vă mai spun că ambii au fost elevi ai Colegiului de Muzică? Bănuit. A fost așa, parcă ne cunoșteam dintotdeauna și am depănat amintiri. Da. Care și, n-ai cum să le tai. Și pentru copiii noștri a fost, pe de o parte, o reîntoarcere în timp, auzind pomenite nume de ale profesorilor pe care și ei le auzeau sau le-au auzit de-a lungul timpului ca și monștri sacri, să spunem, ai școlii noastre. Și au văzut și au lucrat cu ei pe viu, asta a fost fascinant și fabulos deopotrivă. În ultima zi am avut două evenimente care s-au completat reciproc extraordinar, și anume noi ne-am propus să ținem un atelier, un workshop dedicat muzicii românești, în care au fost prezentate, sigur, ca o incursiune în muzica românească, așa, frânturi, la modul general, câteva personalități, sigur, de la Enescu, dar am ajuns la Toduță, nu? Patronul școlii noastre, câteva cuvinte despre compozitori clujeni, câteva cuvinte despre ansambluri camerale cunoscute, multe sub egida Academiei de Muzică din Cluj-Napoca, partenerul nostru strategic, să spunem așa. Și s-a încheiat, desigur, cu două momente muzicale de muzică românească susținute de doi dintre elevii noștri din proiect, lucru care a fost foarte bine primit și cu mult drag pregătit de noi și prezentat de unul dintre colegii mei din proiect. În seara respectivei zile s-a mai întâmplat un eveniment, să spunem, monden, dar de fapt nu monden, ci cu conotații istorice până la urmă pentru școala din Cepel. S-a dezvelit bustul lui Bartok în sala festivă a școlii, ocazie cu care tot așa au fost unul și unul personalități ale vieții muzicale, dar nu numai, reprezentanții ai primăriei și chiar ai guvernului, astfel încât iată că și latura aceasta oficială și de conexiuni între națiuni până la urmă s-a stabilit și, cum să spun, dacă o plănuiam, nu se potrivea mai bine decât așa. Da, ați făcut un lucru grozav. Astfel de proiecte sunt menite să deschidă orizonturile tinerilor și, de ce nu, celor care n-au habar de muzică. Avem câteva imagini. Aș ruga Este logo-ul proiectului.
că trebuie să mergem spre final și atunci am vrut să nu... Întrebați despre diploma aceea. Revenim în studio. Imaginile sunt sugestive. Se vede că sunteți sunt angrenat în acest proiect. Sunt angrenați mulți elevi, precum și cadre didactice și alte personalități. Am văzut că ați primit o diplomă. Da, acea diplomă datează din octombrie 2020. Când în perioada 14-16 octombrie a fiecărui an se sărbătoresc zilele Erasmus. Și acea diplomă am primit-o din partea Inspectoratului Școlar Județean ca și recunoaștere cu ocazia câștigării acestui proiect și a lansării lui chiar de acele zile sau cu ocazia acelor zile. Da, a fost o mobilitate grozavă la Budapesta. Ați văzut că am lucrat foarte mult și au fost foarte multe activități și totuși am mai avut timp să facem și câte altceva. Și anume, am vizitat Parlamentul de la Budapesta, a fost un tur de forță și o plimbare prin istorie extraordinară. După cum v-am spus mai devreme, am făcut același lucru și la celebra cetate din Eger, care le-a plăcut elevilor extraordinar de mult și am avut un ghid parcă venit din istorie. Da, acolo în Eger este un minaret. Da, am fost și acolo, așa este. De asemenea, am avut parte de un concert ieșit din comun la care am fost la Academia de Muzică Franz Liszt de la Budapesta, în care au fost pe scenă doar copiii minune violoniști. Iar pentru copii a fost o experiență extraordinară. Sigur că într-o primă fază poate și-au pus întrebarea, mai merită să facem muzică, auzindu-i pe colegii noștri, dar știți foarte bine că copiii minune sunt puțini. Pe de altă parte, este loc pentru fiecare sub soare, așa încât a doua reacție a fost, da, ne punem și mai serios pe treabă și cu siguranță putem să obținem rezultate și să ne propunem un drum de carieră, nu? Pe această direcție, nu ascund faptul că există deja elevi în cadrul proiectului care doresc să rămână
în acea formație și doresc să continue activitatea lor și mai departe în această combinație camerală în care au ajuns datorită proiectului. Este foarte frumos. Da. Ați făcut o treabă bună, cum spune Ardelea. Mulțumim, mulțumim. Știți că asta e cu două tăișuri, că dacă ai ajuns la un standard, trebuie cel puțin să te menții, dacă nu și să progresezi. Exact. Oricum, liceul, colegiul de muzică Sigismond Toduț are standarde înalte. Este vestit. Noi mulțumim. Știm asta. Avem atâtea exemple. Da, ne străduim așa. Și cu fiecare lucru pe care îl facem, de fapt, urmărim acest lucru, să nu dezmințim renumele nostru și, dimpotrivă, să-l întărim. Și tocmai în acest context, așa ca și o ultimă idee, aș vrea să vă vorbesc despre viitorul acestui proiect. Că sigur că proiectul se mai derulează până în octombrie anul viitor și se termină. Însă rezultatele și consecințele sale educaționale nu se vor pierde, pentru că ne dorim ca sub acest nume CHARMS, care este acronimul European Chamber Music Partnership for Students, așa ne-am jucat cu literele, de fapt să permanentizăm această emulație vis-a-vis de muzica de cameră și să înființăm și să punem bazele unui festival anual de muzică de cameră pe care colegiul nostru să-l organizeze. Sigur, poate că la început pe plan local, apoi regional, național și, de ce nu, internațional. Extraordinar! Noi suntem alături de dumneavoastră. Vă mulțumim! Vă mulțumim! Venim să vă mai povestim cum evoluează lucrurile. Dacă mai aveți ceva de adăugat, suntem cu timpul la limită. Dacă aveți ceva de adăugat, să nu uităm. Ați fi vrut să spuneți și poate că singurul lucru pe care vreau să-l mai adaug, că oricum doldora de informații este legat de înregistrarea cu care vom încheia convorbirea noastră, care este o lucrare dedicată formației care o interpretează, de către compozitorul crujean Cristian Bențemuc, actualmente decan al Facultății Teoretice de la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, o lucrare care s-a bucurat de un succes grozav. O să vedeți, este un mix de muzică de jazz, inspirație de folclor și muzică românească. Lucrare care a avut prima audiție absolută în concertul dinaintea plecării noastre și, sigur că, dacă vorbim în termenii în care noi muzicienii vorbim, prima audiție mondială, până la urmă, la Budapesta. Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și audiție plăcută. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă dorim succes în toate proiectele pe care vi le-ați asumat și pe care vi le veți asuma și numai bine pentru liceul de muzică. Mulțumim pentru mult. Noi rămâne liceul de muzică. Așa este, așa este pentru multă lume, pentru multă lume, așa e, dar noi ne-am obișnuit deja cu acest cămăsât când vorbim pe scurt. Mulțumesc mult pentru invitație. Mult succes! Până săptămâna viitoare, stați cu ochii pe clujam.ro. La revedere! Thank you.